Mama lui Chuck Norris, Wilma, s-a stins din viață la vârsta de 103 ani. Anunțul a fost făcut chiar de îndrăgitul actor. Mama mea minunată a plecat acasă pentru a fi cu Isus. Mama noastră a fost o femeie cu o credință neclintită, un far de lumină în viețile noastre, iar dragostea ei a reflectat harul lui Dumnezeu. Râsul ei ne-a umplut casa de bucurie, iar îmbrățișările ei ne-au oferit un sentiment de siguranță pe care îl vom prețui pentru totdeauna. Ea a avut un mod remarcabil de a-i face pe toți să se simtă speciali, punând adesea nevoile altora înaintea ei. Din cele mai vechi amintiri, ea m-a învățat importanța bunătății și a compasiunii. Sunt atât de recunoscător pentru nenumăratele lecții pe care le-a împărtășit, pentru rugăciunile pe care le-a ridicat pentru noi și pentru felul în care a înruchipat dragostea lui Hristos în fiecare zi. Te iubim, mamă, a declarat Norris. Un moment tragic pentru familie a fost pierderea fratelui său, Wieland, care a murit în 1970 în timpul războiului din Vietnam. După divorțul părinților, Wilma și copiii s-au mutat mai întâi în Prairie Village, Kansas, și ulterior în Torrance, California. Acolo, Wilma și-a sprijinit copiii, iar Chuck a început drumul care avea să-l transforme într-o legendă a filmelor de acțiune și a artelor marțiale. O femeie puternică și dedicată, Wilma Norris a fost o influență esențială în viața lui Chuck, încurajându-le să-și urmeze visurile în ciuda obstacolelor.